Ideea proiectului a luat naștere în luna ianuarie din inițiativa Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională și a Asociației Tinerii și Viitorul. Acesta va dura până în luna iulie acestui an, iar obiectivul principal este diminuarea frecvenței manifestărilor agresive în rândul elevilor. E un proiect inimos, un proiect pe care eu mi-l doresc să fie cu viabilitate pe termen lung și sustenabil în școli, pentru că eu așa vă consider niște norocoși. Veți fi practic acei mediatori care veți ști comparativ cu colegii voștri mai multe despre arta evitării sau gestionării conflictelor din spațiul școlar. Medierea rămâne un factor important și ea poate fi aplicată pe diverse paliere ale vieții sociale și așa cum vedem și astăzi și în școală, ea își dovedește rolul important. În cadrul programului vor fi instruite două grupe de elevi de la școlile numărul 22, 24, 26 și de la colegiile Elena Doamna Dumitru Moțoc și de la Seminarul Teologic Sfântul Apostol Andrei. Membrii Asociației Tinerii și Viitorul își pun toate speranțele în buna desfășurare a acestui proiect. Îmi doresc tare mult să iasă foarte bine, îmi doresc tare mult să se ajungă cel puțin ca fiecare școală să aibă o grupă de mediatori elevi. N-ar scuti de anumite lucruri, ar fi mult mai liniște în școală, mult mai securizați, mult mai blânzi. Unul din partenerii inițiatorilor este Uniunea Națională a Mediatorilor din România, filiala Galați. Acest proiect pe care l-ați inițiat și față de care m-am alăturat va avea un succes foarte mare și să nu vă așteptați să fie un succes imediat, cu efectele, roadele culese imediat. Ei vor crește niște adulți mult mai responsabili, vor avea o atitudine non-conflictuală vizibilă în societatea în care vor trăi. Elevii care urmează să fie instruiți sunt conștienți că medierea îi va ajuta să rezolve mai ușor conflictele dintre ei. Cum ți se pare ideea unui astfel de proiect? Este o idee foarte bună, deoarece suntem de aceeași vârstă și poate putem să ne înțelegem mai bine între noi, fără să avem un mediator mai mare. Cred foarte mult că ne va ajuta să ne controlăm, mai ales. Nu cred că va rezolva chiar tot, adică tot să fie, să nu mai scovăm, da, măcar parțial. Legea medierii a fost adoptată prima oară în 2006, iar în 2012 a fost modificată. Medierea în cadrul sistemului de învățământ, dar printr-o altă abordare cu ajutorul unor elevi instruiți, își poate dovedi utilitatea în condițiile în care violența în școli devine un fenomen.